S-a dus anul, mai câteva zile, de azi în două săptămâni deja pășim în următorul an. M-am gândit că dacă ar putea timpul să treacă și noi să stăm pe loc. Dar te uiți în poze, în câteva luni, în două, trei luni, deja sunt 4 ani de la pandemie. Și zici, când o zbor, mai aduceți aminte, da? Unii încă mai respirăm greu din cauza pandemiei. În seara aceasta doresc să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că am intrat într-o atmosferă și într-o perioadă specială. Când citești istoria nașterii Domnului Isus, n-ai cum să nu fii copleșit de măreția lui Dumnezeu. N-ai cum să nu fii copleșit de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dar când citești toată istoria, o să vezi că Dumnezeu nu a lucrat cu oameni supranaturali, ci Dumnezeu s-a folosit de oameni obișnuiți. Dumnezeu s-a folosit, zici Maria... Nu, oameni obișnuiți. Cel ce a fost minunat a fost El. Cel ce a fost și este Părintele Veșnicilor este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Dar El s-a folosit de oameni normali. Magii au fost niște oameni normali care au studiat. Maria a fost o femeie normală, a fost o femeie ca și noi. Păstorii la fel. Cine a fost mai deosebit? A fost, știi cine, nu? Irod, nu? El a fost mai ciudat, ei au fost deosebit din cauza ciudățeniilor care le-au avut în sufletul lui. În seara aceasta vreau să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să știți că întotdeauna când Dumnezeu folosește sau cheamă pe un om să-L folosească, întotdeauna Dumnezeu nu-i oferă totul pe tavă. Așa ne place nouă, acum îți la putere platourile. Cât mai încărcate, ai dat comanda și aștept să vină cât mai... Nu, Dumnezeu nu. Dumnezeu întotdeauna are și avertismente. Cu cât e chemarea mai mare, cu atât Dumnezeu trage semnale mai mari de alarmă. Cu atât Dumnezeu cere precauție mai mare. Noi ne-am obișnuit sărbătorile ca și anul trecut, ca și acum 2 ani, să-i dăm înainte. Știu obiceiul, da? 16 cozonaci, 30 de feluri de clătite, de prăjituri, nu? Sarmale cât cuprinde... Umple acolo și îți dai seama în ianuarie că ai făcut prea mult. Ai făcut prea mult. Dacă se cere atenție culinară, știți că se cere și atenție spirituală? Pentru că noi ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. De aia 51 de persoane au intrat în apa botezului. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu are putere. Binecuvântat să fie numele Domnului. Așa a spus îngerul către Maria. Cuvântul lui Dumnezeu, niciun cuvânt de la Dumnezeu, nu este lipsit de putere. Statul nostru în casa lui Dumnezeu și venitul nostru în casa lui Dumnezeu se datorează. El are putere. Binecuvântat să fie numele Domnului. Seara aceasta vreau să ne uităm în pasajul acesta, la cântarea Mariei, la lucrurile care le-a spus îngerul și am intitulat mesajul din seara aceasta, avertizările Mariei. Avertizările care le găsim în pasajul acesta. Noi toți ne dorim sărbători fericite. Nu-i nimeni care își dorește să aibă sărbători nefericite, nu? Toată lumea își dorește sărbători fericite să aibă în casă și în viață. Dar sunt niște avertizări de care noi trebuie să ținem cont. Și primul lucru de care trebuie să ținem cont, atenție cu cine te întâlnești. Ca să ai sărbători fericite, e foarte important cu cine te întâlnești. Că tătă ziua, m-a sunat cu tare, o zis să ieșim. E foarte important ca planul lui Dumnezeu de binecuvântare, ca fericirea să aibă loc în casa ta. E nevoie să fii atent cu cine te întâlnești. Știți de ce Maria, deși a avut teamă, deși s-a simțit ciudat o adolescentă, o tinerică, să vină Dumnezeu cu un plan așa mare la ea, s-a simțit ciudat. Le-a zis, Domnul, nu te teme. Că trebuie să te întâlnești cu cineva. Dar ai grijă cu cine te întâlnești. Știți cu cine s-a întâlnit femeia aceasta? S-a întâlnit cu persoane ca și ea, implicate în planul lui Dumnezeu, implicate în voia lui Dumnezeu. Ceea ce influențează viața noastră și fericirea noastră sunt persoanele din jurul nostru. Sunt persoanele din jurul nostru. De aceea cuvântul Domnului în vremea aceasta ne cheamă să fim atenți cu cine ne întâlnim. Tu zici, Doamne, dar ce are, că-i neam cu... S-ar putea să fie neam cu tine, dar uită-te ce Duh îl călăuzește. Știți ce spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni 15:33? Spune, nu vă înșelați,
Dom'le, că te înșală unul, altul. Asta e, că e metodă românească. Dar când te înșel singur, aici e problema. Zice, nu vă înșelați, adică voi pe voi, tu pe tine, eu pe mine. Zice, tovărășiile rele strică obiceiurile bune, strică atmosfera. E important foarte tare cu cine te unești. Uitați-vă, vine cuvântul Domnului și spune că Maria, femeia aceasta, a fost o tânără neprihănită, da? A fost o fecioară logodită cu Iosif, da? Ea, femeie neprihănită. S-a logodit cu cine? Cu Iosif, spune cuvântul Domnului Matei 1 cu 19, spune că era logodită cu un bărbat pe nume Iosif, care omul acesta era un om neprihănit. Întrebarea lui, tu cu cine programezi sărbătorile? Tu cu cine programezi sărbătorile? Spune cuvântul Domnului că nu s-a oprit aici. Zice că ea s-a mai unit cu cineva, cu Elisaveta și cu Zaharia. Spune cuvântul Domnului de oamenii aceștia în Evanghelia după Luca, aici la capitolul 1 cu versetul 5 și 6, spune cuvântul Domnului așa. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Și spune cuvântul Domnului, amândoi era neprihăniți. Întrebarea lui, tu de ce te unești cu cine nu trebuie? De ce te unești și vrei sărbători fericite? Uită-te în viața ta, la cine permiți să se apropie de tine, de casa ta? Și după că omul vine la pachet, știi cu ce vine? Cu ce are? Dacă are din Duhul lui Dumnezeu și o să vedem imediat, va veni cu Duhul lui Dumnezeu peste el. Dacă are alte duhuri, vin la pachet. Cu ce are omul? Fiecare spune o poezie acum de sărbători, fiecare dă ce are. Deci dacă e Duhul lui Dumnezeu peste el, cu Duhul lui Dumnezeu va veni în casa ta. Dar Maria, femeia aceasta, a fost atentă cu cine s-a unit. A fost atentă la cine s-a dus acasă. Noi, la voia întâmplării, că spune cuvântul Domnului așa, zice că femeia aceasta s-a dus la o femeie neprihănită și a stat acolo 3 luni de zile, a stat la Elisaveta, a stat la o familie neprihănită. Știți că Dumnezeu îi atent la viața noastră cu cine ne asociem? E atent în viața noastră cu cine ne petrecem sărbătorile. Cu cine colaborăm? Noi vrem sărbători fericite, dar uită-te cine e implicat, pe cine aduci în viața ta. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că 2 cuscri s-au unit, unul era bun și altul era rău. Acum la Elim îți numai cuscri buni, toți îți buni, știi? N-ai probleme cu cuscri. Dar zice că unul era rău și unul era bun înaintea lui Dumnezeu. Iosafat și cu Ahab. Zice cuvântul Domnului că ăla rău îl cheamă pe ăla bun să se unească cu el. Și spune, hai să mergem în război. Merg, câștigă războiul, Ahab moare în război, dar Iosafat trăiește. Și vine Dumnezeu și trage un semnal de alarmă în 2 Cronici, capitolul 19, cu versetul 2. Dumnezeu revoltat se uită spre Iosafat. Deși era un om plăcut lui Dumnezeu, era un om care o dat la o parte stâlpii idolei și o dat idolii afară din țară. Și spune cuvântul Domnului așa, cum de te-ai unit tu cu cel rău? Dom'le, dar am fost la război, nu m-am dus cu el la biserică, la el. Zice cuvântul Domnului, cum de-ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este cum? Mâniat. Nu, vin, adu la sărbătoare pe Domnul. Știi că Dumnezeu e atent cu cine îți faci programările? Dumnezeu e atent pe cine lași să se implice în viața ta și unde te implici tu. Uite că Dumnezeu spune către Iosafat, deși a fost un om extraordinar, a zis Dumnezeu e mâniat pe tine pentru că te-ai asociat cu cel rău. Oare câți prieteni din ăștia ca Ahab avem în viața noastră? Comuniștii spuneau și aveau o vorbă, spunea așa, schimbă societatea și vei schimba persoana. Ideea s-or lupta să schimbe societatea și după aceea or schimba persoana. Dar Hristos a venit să schimbe omul și prin omul schimbat o schimba societatea. Hristos a venit și a schimbat omul și prin om a schimbat tot ce în jur. Noi știți ce venim și spunem? Dom'le, trăim și adevărul e că trăim într-o lume rea, așa-i? Dar nu lumea e rea, ci omul e rău din lume. Omul a adus răul în lume. Prin păcat
Comuniștii au spus, schimbă societatea, Hristos în seara asta, știi ce vrea? Să ne schimbe pe noi. El nu are treabă să schimbe nici natura, nu vrea să schimbe nici cursul râurilor, ci vrea să schimbe cursul vieții noastre. Ca să avem sărbători fericite, e foarte important pe cine aducem lângă noi, lângă cine mergem, cu cine ne unim. Știți ce e interesant? S-a unit femeia aceasta cu cei care erau părtași la aceeași închinare ca și ea. Și uitați-vă că zici, domne, dar nu mai știi cu cine să te unești acum. Ăla nu-i bun, ăla nu-i bun. Dacă ești omul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți descoperă. Amen. Dumnezeu îți descoperă cu cine să te unești. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 36. Zice, iată că Elisabeta, rudenia ta este însărcinată. Vrei să te unești cu cineva, dar întreabă pe Dumnezeu. Când ai pus ultima dată? Corist, fanfarist, frate, soră, să pui pe ăla care te tot sună, să-l pui înaintea Domnului. Dar nu să suni la proroc, ci tu sincer să stai înaintea Domnului. Să spui, Doamne, simt ceva, dar nu știi să explici, da? Când ai diferite temeri, când ai diferite situații, nu le poți explica. Dar l-ai pe Dumnezeu lângă tine care îți răspunde. Și poți să te pleci pe genunchi. Când ai pus ultima dată pe cineva înaintea Domnului, să spui, Doamne, să mă unesc cu omul ăsta. Ăsta mă tăcheamă. Mă tăcheamă la cafea, mă tăcheamă la masă, mă tăcheamă, dar ceva mă reține. Când l-ai pus ultima dată înaintea Domnului? Să spui, Doamne, e voia ta să mă duc? Dacă ești sincer și cauți voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îți aduce prieteni. Ai nevoie de prieteni, Dumnezeu are oameni ca și tine care îl caută pe Dumnezeu. Dar noi, fără să-l întrebăm, asta nu s-a grăbit cu bagajele, să zică, n-o unde ei? Stai, bă, să-ți explic. Nu, că eu am plecat. Vedeți că Dumnezeu nu se descoperă la oameni care știu totul, ci Dumnezeu se descoperă la oameni care nu știu. Maria a venit și a zis, nu știu cum se va întâmpla lucrul ăsta. De ce Domnul nu s-a descoperit lui Irod? Pentru că ăsta le știa pe toate. Le știa pe toate. De ce ești lipsit de bucurie? Când i-ai spus ultima dată Domnului, Doamne, nu știu. Nu știu să mă rog, nu știu să cânt, nu știu. Am atâtea lucruri în viața mea care nu le știu. Știi ce face Dumnezeu atunci? Începe să rezolve, să ți se descopere. Ai nevoie de bucurie. Dumnezeu este Cel care aduce bucurie. Când spui, nu știu, spune în seara asta, Doamne, mă apropii de sărbători. Iar îmi ard pe mâini, iar îmi cheltui banii pe la supermarket. Și nu știu cum să aduc bucuria în casă. Știi că Dumnezeu va aduce bucurie peste tine? Dacă ești ca femeia aceasta, și o să vedem imediat, că Zaharia a pus aceeași întrebare și Domnul nu... Domnul s-a supărat pe el că a pus întrebarea aceasta din necredință. Femeia aceasta a pus întrebarea din sinceritate. O zis, Doamne, nu știu cum se va întâmpla lucrul acesta. Primul semnal de alarmă care ne-l trage cuvântul lui Dumnezeu în vremea aceasta, ne trage Domnul semnalul acesta de alarmă. Ai grijă pe cine e lângă tine. Ai grijă cu cine te unești în sărbătorile acestea. Că vine vremea de tulburare. Și Maria a avut o perioadă de tulburare. El era tulburată și Iosif. Și oamenii cărora le vorbește Dumnezeu au momente când sunt tulburați. Dar nu cu o tulburare din aia de te duce pe Văcărescu. Nu, ci o tulburare sfântă. Nu o tulburare de depresie. Vorbeam de dimineață la o binecuvântare de copii. Le-am zis, Doamne, toți... Mulți intră în depresie, de ce? Pentru lucruri care n-au valoare. Ceea ce n-are valoare, se vede că îl poți recâștiga. Ăla-i lucru fără valoare. L-ai pierdut, dar îl poți recâștiga. Ceea ce e cu adevărat valoros, l-ai pierdut și nu-l mai poți câștiga. Ălea-s lucrurile de valoare, da? Sănătatea, viața, familia, da? Banii, casa, ăstea le poți recâștiga. Și am pus o întrebare și vă zic și dumneavoastră. Am auzit oameni care au intrat în depresie că au pierdut bani, da? Au fost sus... cu gențele de bani și-au pierdut. Dar n-am auzit om să intre în depresie, să ia pastile de depresie că nu mai veni la adunare de o lună. N-am auzit om care să plângă și să zică rugați-vă pentru mine că nu mai știu încotro să iau. N-am mai luat cina de un an de zile. Nu, merg înainte. De ce? Pentru că investim și investești în lucrurile fără valoare. Dar în seara asta cuvântul lui Dumnezeu ne spune vom trece fiecare prin momente de tulburare. La cine apelezi? La cine a apelat Maria? Știi la cine? La Elisabeta. Pentru că era o femeie și ea călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Să dea Domnul în Elim, să fie și frații și surorile, toți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea lucru și a doua atenționare care găsim în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă să fim atenți la persoanele de lângă noi. Al doilea lucru e important și ne trage cuvântul Domnului semnalul acesta de alarmă. Atenție la atmosferă.
oamenii de lângă tine, atmosfera din jurul tău. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 40 și versetul 41. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Vreau să vă spun, frații mei, surorile mele, atmosfera sărbătorilor e atmosferă cerească. Ce poate da atmosferă cerească e Duhul lui Dumnezeu. Uitați ce spune, zice că a intrat și a salutat-o. Mă, nu s-a pus pe genunchi. Nu a cântat-o, numai a salutat-o și s-a umplut de Duhul Sfânt. Asta e atmosfera cerească. Asta e atmosfera după care tânjesc frații noștri, care n-au avut braz pe vremea lui Ceaușescu, n-au avut portocale, că nu dădea Ceaușescu, n-au avut porci, că îi luai înainte să crească, să ajungă la matur, îi lua și-i ducea. N-aveai voie să tai viselul, n-aveai voie să tai nimic, n-aveai voie. Dar frații aveau ceva ce Ceaușescu nu putea să le ia, știi ce avea? Aveau atmosfera cerească în familie. Acolo cu o plăcintă, cu un cozonac, cu o ciorbă lungă, cu niște răcituri din ghiare de ce ori mai fi fost pe acolo. N-au avut multe. Dar frații se bucurau de ce? Că intrau unul la altul, se întâlneau unul cu altul. Și acolo când se saluta unul pe celălalt, sălta Duhul Sfânt în inima celuilalt. Dar uită-te că acum, cum suntem? Frații mei, uitați-vă ce oameni ne înconjoară în perioada asta. Vă spun că suntem atât de tulburați unii, încât, ascultați-mă, poate aveți și dumneavoastră persoane din ăsta. Dom'le, te sună câte unul, abia aștept să apeși pe buton să-i răspunzi, da? Nu cumva să sune de două ori, de trei ori, că abia aștept să-l asculți. Un frate, o soră, că știi că te binecuvintează, are un cuvânt care te îmbărbătează, da? Dar ai câte unul, când îl vezi că îi apare numărul pe telefon și te apelează, direct trebuie să iei probiotice, te doare stomacul, de arsuri la stomac. Dar așa e, așa, băi, fraților, dar așa suntem. Uitați-vă că toți avem persoane care ne trimit mesaj, abia aștept să îl citești. Și ai din ăștia când îi vezi, aoleu, oare ce mi-au scris? Ești transpirat. Da, pentru că asta, atmosfera se vede în jurul oamenilor lângă care stăm. Atmosfera la sărbători trebuie să fie o atmosferă cerească. De aceea suntem chemați în vremea aceasta să ne punem o întrebare: ce duh e în noi? Ce duh e în noi? Cu ce duh suntem călăuziți în sărbătorile acestea? Aci la adunare, toți cântăm o ce veste minunată. Dar întrebarea, când ieși afară, vestea e tot minunată? Atmosfera e tot minunată? Sau încep să scrii, încep să suni, încep să pui la punct, încep... Uitați-vă conexiunea Duhului. Când s-a întâlnit omul lui Dumnezeu cu omul lui Dumnezeu, acolo a fost prezent, cum spune cuvântul Domnului, acolo e prezent Dumnezeu și începe să noteze. Se scrie o carte de aducere a minte. Asta când a auzit salutarea care i-a dat-o Maria, zice că o sălta pruncul în ea. Dar nici nu știu că-s gravide. Nici nu știu. Nu a avut eco. Dar știți cine le-a înștiințat și pe una și pe alta? Știți cine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu, zici, tu câte luni ai fost la eco? Da. Când faci baby shower? Nu, surorile? Când faci? Faci o petrecere? Ăstea n-au avut. Ăstea n-au știut de la ecograf ce urmează să vină, nu? Ce ai? 3 luni, 4 luni? Mi-a zis doctorul. Ăstea n-au știut. Dar au știut totuși de undeva. Știți de unde? De la Dumnezeu. Îngerul a venit și le-a spus, iată că Maria, Elisaveta e însărcinată cu un băiețel, o să aibă băiețel. De ce? Pentru că oamenii conduși de Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt le descoperă voia lui Dumnezeu, le descoperă lucrările minunate ale lui Dumnezeu. De aceea e foarte important în vremea aceasta, frații mei, cine îi în inima noastră? Ce duh ne călăuzește? De ce duh suntem călăuziți? Spune cuvântul Domnului că femeile acestea erau călăuzite de Duhul lui Dumnezeu. Și când ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, tu pe Hristos îl vezi Domn. Elisabeta a venit și a zis, cum de mi s-a dat să vină la mine mama cui? Domnului meu! De ce? L-a văzut, deși era un făt. Era micuț, nedezvoltat. Știți ce vede prin credință? Îl vede Domn. Nu vedeți că noi avem prea multe cântări de prunc? Uite prunc. Pruncul de la iesle,
Mai merg la ser de colindă. Fac câte unii, câte afiși. Veniți la pruncul din Iesle. Lasă-ne, Domne, noi nu avem nevoie. Nu-i prunc, El e Domn. Binecuvântat să fie numele Domnului. El este Domn, Maria îl vede ca Domn. Zaharia îl vede ca soarele neprihănirii. Îl vede ca soare care luminează. Și spune, Domnul ne-a dat mare îndurare. De ce? Că s-a arătat soarele neprihănirii peste Israel. Să se arate în seara aceasta soarele neprihănirii peste sufletele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Totdeauna diavolul va complica lucrurile în viața noastră. Când va vedea că tu vrei să te apropii de Dumnezeu cu inima sinceră, diavolul vine să complice. Dar Dumnezeu întotdeauna a adus liniște în viață. A simplificat lucrurile. De ce? Ca fiecare să-L poată găsi. Dacă ești în seara aceasta, în locul acesta, și tu nu l-ai pe Domnul în inima ta, știi ce doresc? Domnul să simplifice lucrurile în viața ta, încât să înțelegi că este Domn al domnilor și împărat al împăraților. Să nu-L vezi mic, ci să-L vezi mare. Noi astăzi suntem în casa lui Dumnezeu pentru că El stă pe tron. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Ioan îl vede în Apocalipsa, în capitolul 11, în 19, cu versetul 11, 13 și 16. Îl arată și îl vede extraordinar și spune Ioan așa, zice, l-am văzut. Când se uită la Domnul, nu-L vede ca un prunc, nu-L vede ca ceva micuț. Spune, am văzut cerul deschis. Și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el, nu zice se chema pruncul, se chema cel credincios și cel adevărat. El judeca și se luptă cu, el judecă și se luptă cu dreptate. Și spune versetul 13, spune cuvântul Domnului așa, era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Azi dimineață s-o predica de cuvântul lui Dumnezeu, care s-a făcut trup și-o coborât printre noi și-o locuit printre noi plin de har și adevăr. Acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și versetul 16 spune așa, pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Cu această idee aș vrea să pleci în seara asta. El nu-i prunc, noi nu sărbătorim un prunc. Dacă sărbătorești copilul la 30 de ani, te uiți tot în pozele de la un an de zile, de la naștere, de la maternitate, acolo e o problemă, ci tu te bucuri de el în fiecare an. Noi ne bucurăm nu de nașterea lui, ci noi ne bucurăm că el este Domnul vieții noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. În fiecare zi, să știți, frații mei, spuneam mai devreme, că avem ceva ce ne tulbură. Avem lucruri care ne tulbură. Poți să fii tulburat de Duhul lui Dumnezeu. Maria a fost tulburată aici în pasajul acesta de Duhul lui Dumnezeu. Și tulburarea care vine de la Dumnezeu, asta e benefică. Că te apropie de Dumnezeu. Pui întrebări. Dar nu pui întrebări din astea încăpățânate. Dar cine știe, Doamne, ce o fi după moarte? Astea sunt întrebări din astea la care Domnul are răspuns. Dar știi cum are răspuns? Ferm. Zice că și Zaharia a pus întrebarea aceasta. Și-o zis așa, zice, oare cum se va... Versetul 18, Luca 1, Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Exact ca și Maria, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis, uitați-vă ce răspuns ferm, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Știi ce spune? Eu n-am venit să pierd vremea cu tine. Eu n-am venit că eu stau înaintea lui Dumnezeu. Eu n-am venit să explic la oameni care sunt pietriți de necredință. Eu am venit să-ți aduc un mesaj din partea lui Dumnezeu. Eu am de mers înapoi în prezența lui Dumnezeu. Dă vrei răspunsuri la întrebări. Apropie-te de Dumnezeu. Dumnezeu ți-a vorbit odată. Ți-a vorbit de două, de 100 de ori. Dar știi ce zice îngerul? N-am vreme de pierdut cu oameni încăpățânați care-s conduși de Duhul lui Irod. Știi ce face îngerul? După ce îi spune lucrul acesta, zice în versetul 20, iată că vei fi mut. Întotdeauna necredința se plătește, frații mei. Întotdeauna necredința se plătește. Ia gândește-te, de când n-ai vorbit cuiva de Dumnezeu? Spui, Doamne, nu știu cum să-i explic. Nu știu ce să-i spun. Nu-mi vin cuvintele. De ce? Ești mut. Nu cumva în spate e un duc de necredință? Nu cumva tu crezi că pe tine nu te poate folosi? Nu cumva ai ajuns la un moment dat în care crezi că Dumnezeu se folosește de altul, dar de tine, nu? Atâtea întrebări pui, dar nu știu cum să fac, dar nu. Știi ce spune Dumnezeu? Să dai necredința la o parte.
Să dai necredința la o parte că Dumnezeu poate să-ți dezlege mintea, Dumnezeu poate să-ți dezlege gura, Dumnezeu poate să-ți dezlege inima. Binecuvântat să fie numele Domnului. Sunt tulburări la care Domnul răspunde cu un singur cuvânt, nu te teme, cu două cuvinte, nu te teme, da? Nu te teme. De ce? Pentru că la cel care e sincer și tulburat, Dumnezeu îi aduce liniște. Ori venit magii și nu știu, Domnul i-a dat liniște. Iosif a fost tulburat și a venit Domnul și a spus, nu te teme, Iosibe, să o iei la tine. Marie, nu te teme. Elisabeta, nu te teme. Dacă ai o teamă în seara aceasta, adu-o înaintea lui Dumnezeu. Adu-o înaintea lui Iisus Hristos. Dacă din credință pui întrebarea aceasta, nu din necredință, Domnul în seara asta îți poate da teama la o parte. Poate să-ți spună prin cuvântul lui Dumnezeu și îți spune, nu te teme că Domnul are un plan cu tine. Poate spui, eu m-aș boteza, m-aș fi botezat. Dar n-am avut curajul, ai anumite piedici, adu-le înaintea Domnului în seara asta, adu-le în vremea aceasta, poate ai diferite legături care te țin legat să nu poți înainta în cunoașterea lui Dumnezeu, adu-le înaintea Domnului. Și de ce face Domnul? Le dă la o parte și îți spune, nu te teme. Zice că din momentul acela Maria nu s-a mai temut, pentru că a știut că ea e în planul de mântuire a Domnului, ea, Domnul are un plan cu viața ei. În seara asta spun, Domnul are un plan cu viața ta. Domnul are un plan cu viața ta, tânără, tânărule. Domnul are planuri cu noi. De aceea știi ce vrea? Să ne umplem de credință, să credem că Domnul lucrează și în vremea aceasta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când lași necredința să te invadeze, ajungi să te blochezi, să nu poți înainta. Să dea Domnul la o parte orice duc de împotrivire, să dea Domnul la o parte orice duc de necredință. Să știți, e tulburare care vine de la Dumnezeu. Din asta care te apropie de Dumnezeu. Dar știți că mai e o tulburare în urma păcatului. Și zice, spune cuvântul Domnului că după ce a numărat David poporul, zice cuvântul Domnului că a început să se teamă, s-a tulburat. Zice, inima a început să-i bată tare, a început să-i bată cu putere. De ce? Că a făcut ceea ce nu trebuia să facă. Te întreb, tu cum ești tulburat? Toți suntem tulburați de ceva. Ori suntem tulburați de prezența lui Dumnezeu, de bucuria că ne apropiem de marea sărbătoare a nașterii Domnului, sau ești tulburat de diferite lucruri care le ai în viața ta și nu-s rezolvate. Poate ai anumite lucruri care le-ai făcut și nu le știe nimeni, lucruri care îți apasă inima. În seara asta Domnul se dezlege în locul acesta, Domnul se elibereze și să plecăm din locul acesta plin de bucurie, binecuvântat să fie numele Domnului. La treia atenționare care o găsim în cuvântul acesta, în pasajul acesta, știți la ce mai e nevoie să fim atenți? E nevoie, în al treilea rând, să fim atenți la starea personală. E nevoie să fim atenți la starea personală. Dacă cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim atenți la cei de lângă noi, care se apropie de noi, să fim atenți la atmosferă, pentru că să știți, atmosfera de afumătură, noi am dat-o, nu? Biblia. Biblia nu are legătură cu afumătura, nu are legătură nici cu portocalele, nu are legătură, nu. Atmosfera sărbătorii e atmosferă cerească, venită din Duhul lui Dumnezeu. Măcar asta să ne rămâne în seara aceasta în minte. Atmosfera sărbătorii e atmosfera venită din Duhul lui Dumnezeu. Și să o lase Domnul peste noi în seara aceasta. Și al treilea lucru, atenție la starea personală. E foarte important, cei de lângă noi, atmosfera, dar important și la starea personală a noastră. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Spune cuvântul Domnului că întotdeauna Dumnezeu când a lucrat, nu a lucrat cu masele, ci a lucrat cu persoanele. Dumnezeu și-a ales un om. Dumnezeu a ales lucrurile simple. A ales o fecioară, a ales niște păstori, a ales niște magi, a ales lucruri simple. Dar Dumnezeu nu le-a luat la grămadă, ci Dumnezeu a lucrat individual cu starea fiecăruia. Dumnezeu a lucrat cu fiecare persoană în parte. Asta arată că sărbătoarea înseamnă relație cu Dumnezeu, înseamnă părtășie cu Dumnezeu. Să vedeți ce va fi, că nu o să găsim locuri de sărbători, ci nici la parcare, la 5 jumate o să fie. De ce? Că vin aia care cu sărbătorile. Aia numai cu sărbătorile. Poate vin din Europa, nu-i bai. De unde vin? Dar știi ce-i bai? Dacă vii la casa lui Dumnezeu numai când e sărbătoare, nu o să simți niciodată sărbătoarea, ci sărbătoarea întotdeauna se simte în relația personală cu Dumnezeu. Dumnezeu a ales o fecioară, spune cuvântul Domnului 1:27, spune la o fecioară logodită cu un bărbat. O ales o fecioară. Dumnezeu alege oameni, Dumnezeu lucrează prin oameni. Marea problemă a creștinismului, știi ce, care a fost? Că a trecut de la relație
personală cu Dumnezeu. O trecut la ritual, la general. La general. Dom'le, toți suntem în aceeași barcă. Nu, Dumnezeu nu ne privește așa. Ci Dumnezeu ne privește personal pe fiecare. De aceea Dumnezeu se uită spre starea ta din seara aceasta. La ce folos că noi ne numim, nu știu mai cât e procentajul acum, că ne numim peste 80% creștini, că Dumnezeu nu ne privește așa. Ci Dumnezeu ne privește pe fiecare în parte, relația care o avem cu El. Pentru că în 313, la ce a ajutat că a venit Constantin cel Mare și-o dat edictul de la Milano și-o zis toată lumea creștină, gata, le-o dat, o semnați aici că sunteți creștini. Creștinismul nu are legătură cu semnătura. Noi nu suntem legați de edictul de la Milano, de-a lui Constantin cel Mare. Nu, nu! Edictul nostru nu-i scris la Milano, ci edictul nostru a fost scris la Betleem și a fost parafat la Golgota. Și edictul nostru a fost scris cu sânge. Cel care ne-a răscumpărat poartă numele de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi prin El avem viața. Prin El avem sărbătorile fericite, prin El avem binecuvântarea. De aceea, în vremea aceasta, suntem chemați la o relație personală cu Dumnezeu. Noi nu avem certificate de creștini, nu avem certificate. Dani Pova are un certificat de creștin, noi nu avem. Și certificatul nostru de creștin e în cântarea Mariei. Știi ce spune Maria? Maria cântă, compune cântarea aceasta și spune așa, versetul 46, sufletul meu mărește pe Domnul. No, dacă ai relație cu Dumnezeu, sufletul tău trebuie să mărească pe Domnul. Nu trebuie să spună de la amvon, deschide-ți, Domne, gura. Pentru că nu-i zis nimeni, mă, cânti ceva. Cânti și eu, hai să cântăm. Nu a zis hai să cântăm, a zis sufletul meu mărește pe Domnul. Doamne, lasă sufletele noastre să te mărească pe Tine, binecuvântat să fie numele Domnului. Ăsta-i sensul creștinismului. Primul lucru a zis Maria, sufletul meu mărește pe Domnul. Versetul 47 spune așa, mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Știi ce zice? Am siguranța mântuirii. Am siguranța mântuirii. Ăsta-i creștinul autentic, care are sărbători fericite. Îl laudă pe Dumnezeu. În al doilea rând are siguranța mântuirii. Tu dacă mor la noapte, dacă ai fi murit ieri, unde mergeai? Maria spune, sufletul meu, n-o zis, e burta plină, am mâncare multă pe masă. O zis, sufletul meu, sărbătoarea noastră e legată de suflet. Și Dumnezeu se uită, nu spre, e bine că rânduim și pentru burtă. Dar știți ce e problema? Că Domnul se uită spre sufletul nostru. Poate ai un suflet dărâmat, rântit la pământ. Știți ce ar vrea? În inima ta să izbucnească cântarea Mariei. Să poți la final când pleci de aici să spui sufletul meu mărește pe Domnul. Du-te spre casă cântând, pe tramvai, gândește-te la lucrul acesta, în zilele acestea. Și spune, Doamne, sufletul meu vreau să te mărească pe Tine, binecuvântat să fie numele Domnului. Al treilea lucru, știți ce-l vedem aceea? Siguranța, că femeia aceasta e în planul lui Dumnezeu. Și ăsta e certificatul nostru de creștinism. Să-L mărești pe Domnul, să ai siguranța mântuirii, să ai siguranța că El vede starea smerită. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 48, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Nu a zis că a văzut că eu m-am îmbrăcat smerită. Nu, nu, e bine și haina, dar dacă e numai haina, avem o mare problemă. Atunci suntem farisei cu poale lungi și cu barbă lungă. Dacă suntem numai după haină smerit, i-a zis, Domnul privește acolo unde omul nu poate privi. Poate erau din ăștia, atât de smerită te dai tu, Mărie. Atâta de smerită. Dar au zis, nu mă interesează ce zic colegii mei, nu mă interesează ce zic cei de pe lângă. Mă interesează că e un ochi care privește starea. Omul privește haina, dar Dumnezeu privește starea. Să ne ajute Domnul să trăim smeriți cu Dumnezeul nostru. E bine și în haină să trăim, că prea... Cum o zis cineva, Domne, zice, suntem la egal cu cei din lume, atâta, nu mai știm cum să ieșim în evidență. Vă zic, unii i-am depășit pe ăia de afară. I-am depășit, ăia n-au ce avem noi, nu? Suntem, ne uităm în spate la ei, că i-am lăsat de mult. Știi ce-i bine? Să fim smeriți și în haine, dar să fim smeriți în stare. Starea noastră să fie ca a Mariei, o stare smerită. Mai spune ceva și mă apropii de încheiere. În al patrulea rând spune așa femeia aceasta.
Zice cuvântul Domnului, versetul 48, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Să știți ceva, fericirea nu-i zâmbetul de pe Facebook, ți-o dat like acolo, te-o distribuit, ce zâmbet ai, no, no. Fericirea adevărată, știți care e? Să-L cunoști pe Dumnezeu. Să fie Duhul lui Dumnezeu prezent la sărbătoarea ta, la masa ta, poate dintr-o pensie mică. Să fie Duhul lui Dumnezeu prezent. O zis, toată lumea mă va numi fericită. Nu din pricina ce arăt pe Facebook, ci că Dumnezeu și-o arunca privirea spre mine. M-a ridicat Dumnezeu, sora mea, fratele meu. Noi avem motiv de bucurie, nu te mai plânge că n-ai motiv de bucurie. Ai și avem motiv. Știți care e motivul nostru? Domnul și-a plecat privirea spre noi. Domnul ne-a ridicat din mocir la păcatului. Domnul ne-a pus în casa lui să lăudăm. Lasă sufletul tău să laude pe Domnul. O zis, toți mă vor numi fericită. Dar tine de ce ți-o uită tău și zic, bă, dar ce ești năcăjit? Ce ești năcăjit? Ce ești supărat? Toată ziua trebuie să te împingă de la spate. I-au zis, toți mă vor numi fericită. De ce? Că Domnul s-a uitat spre mine. Și al cincelea lucru, știți ce spune? Versetul 49. Pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. O zis, eu am siguranță. Nu mă interesează ce pun pe masă, ci mă interesează sufletul meu să-L mărească pe Domnul. În seara asta vreau să spun ceva. Mărește pe Domnul. Pentru că Domnul l-a făcut și face lucruri mari pentru tine. Domnul face lucruri mari pentru noi. O vestit Dumnezeu în locul acesta, cu ani de zile în urmă și în ultima perioadă, că Domnul are de făcut lucruri mari în locul acesta. Dar nu din ăștia cu oameni care îi împingi de la spate, cumva să-i faci, să fiți bucuroși. Nu, bucuria noastră trebuie să izvorească din suflet. De aceea ocupă-te în vremea aceasta de suflet, să poți la fiecare slujbă, că-i marța, că-i lunea, că-i joia, e duminica, să poți să spui când intri, sufletul meu mărește pe Domnul. Doamne ajută-ne să te mărim în orice vreme și fie binecuvântarea ta peste noi. Amin.